Grav accident de circulație ieri după amiază în Prahova pe DN1D. Un autobuz a fost lovit de o autoutilitară. Bilanțul? 2 persoane decedate și alte 8 rănite. Autobuzul circula pe ruta Ciorani-Ploiești. În intersecția cu Fulga, mijlocul de transport în comun în care se aflau și călători a fost lovit de o autoutilitară. Autobuzul se deplasa către Ploiești, iar cu privire la impactul și modalitatea exactă în care a intervenit coliziunea între acesta și autoutilitară, facem cercetări. A venit spre Fulga, n-a acordat prioritate și viteză peste. A intrat și a reușit să-l întoarcă pe șoferul autobuzului l-a proiectat pe parbriz direct în plută. Șoferul autobuzului, un bărbat de 35 de ani, a decedat pe loc. Un călător a fost găsit de medici în stare extrem de gravă, iar alte 8 persoane au fost rănite și transportate la Spitalul Județean de Urgențe Ploiești. Un bărbat de 64 de ani, cu un TCC grav, care a intrat în stop cardiorespirator, a fost intubat și resuscitat pe timpul transportului și transportat la Spitalul Județean. Din păcate, bărbatul a decedat la spital. Polițiștii au deschis o anchetă penală în acest caz.